Și educație, la fiscalitate, justiție sau infrastructură. În masă cu cetatea. Care e scopul protestului în această seară? Cred că, după părerea mea, scopul acestui protest pașnic, după cum se vede, al Partidului Național Liberal, este de a trezi, practic, sentimentul de român, sentimentul uman, pentru că condițiile, după cum se vede, în care trăiește poporul român și cum e condusă România la actuală, lasă foarte mult de dorit. Aș putea aminti doar câteva lucruri.
a fost mințit acest popor că se vor mări pensiile. Într-adevăr, s-or fi mărit cu puțin pensiile, dar uitați-vă ce se întâmplă cu coșul de zi, cu zi de alimente cu care omul trebuie să hrănească în fiecare zi. Uitați-vă ce se întâmplă cu combustibilul, uitați-vă ce se întâmplă cu energia. Nu știu cum o să-și plătească oamenii toate facturile din această iarnă. Și dincolo de aceste lucruri vreau să vă spun că tineretul din România la ora actuală nu mai are niciun viitor. Inclusiv țara este împrumutată, cred că la ora aceasta, la maxim, probabil că și strănepoții noștri se vor chinui să plătim aceste datorii. Așteptați la atât de multă lume să vină? Da, ne așteptam, pentru că, în general, liberalii sunt oameni care doresc binele acestei țări, sunt oamenii veniți din tot județul, cred că sunt peste 600 de liberali, care trag un semnal de alarmă pentru trezirea poporului român în sensul bun al cuvântului. Trece emoțiunea? Aș dori să treacă. Trece emoțiunea, ce ziceți? Noi ne străduim să treacă. Moțiunea PNL a fost citită astăzi în Parlament, probabil săptămâna viitoare va avea loc și votul. Se fac negocieri până în acel moment și parlamentarii care au puțin discernământ sunt convinsă că vor vota cu moțiunea noastră. Așteptați să vină atât de multă lume azi? Sigur că da. Liberalii sunt întotdeauna solidari și scopul acestui meeting este acela de a atrage atenția opiniei publice asupra dezastrului în care se află România în acest moment. Vă așteptați la atât de multă lume să vină în seara? Cred că da, dar s-ar putea să mai apară și din ceilalți care nu sunt membri de partid sau simpatizați. Asta sunteți membru de partid sau? Da. Și da. De ce ați venit în seara asta? De ce am venit? Am venit să facem ceva, că ne așteaptă o iarnă grea și nu știu, dacă nu facem, nu dăm niciun semn așa de că avem curajul să ne opunem la măsurile astea așa draconice pe care le încearcă PSD-ul. Iar cum trece românul de rând de iarna asta? Cum poate să treacă? Nu știu, cu groază probabil. Da. Mulțumim. Pică guvernul? Poftim? Pică guvernul? Sperăm! Sperăm! Hoții! 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 Vă așteptați la atâta lume să... Sperăm! Nu ne așteptam să vină lume. Evident că lumea vine pentru că e nemulțumită, nu? Sau cum trece românul de rând de iarna asta? În perioada asta? Foarte greu. Odată ce prețurile s-au dublat, salariile de la 1 ianuarie nu vor crește, iar angajatorii nu sunt obligați să crească salariile pentru că nu este nicio lege, ci doar legea ca angajatul să-și plătească dările. Cred că în mare parte salariile vor scădea decât să crească. Deci ați venit, doamnă, în seara asta? Pică guvernul? Da, să cadă guvernul. Și cade? Trebuie să cadă. A furat România. Asta a făcut. Cum trece românul de rând de iarnă asta? Nu știu dacă trece bine. Vai de capul nostru, al pensionarilor. Cine e principalul vinovat? Dragnea, de la el, toate relele de la el. El primul e care trebuia de mult să-și dea demisia. Dar nu se mai poate acum să se dea la o parte. România de pământ. Dacă ai lui n-au fost în stare să-l dea jos, să încercăm noi să-l dărâmă, să plece odată, să ne lase în pace. Că nu se mai poate așa. Unde scrie în program că ne iau bonurile de la 1 ianuarie, că or să crească prețurile? Unde scrie în program? Că l-am tot citit și n-am văzut. Crește benzina? Ne scad salariul? Unde? Am putea merge acum la Cristi. Cu 12% față de decembrie anul trecut. Și prețul la gaze urmează să crească cu 6%. Practic, toate alimentele s-au scumpit în ultimele 11 luni de zile. Aaaaaa!
În loc să păstrați un nivel de 4,46 lei per euro, așa cum ați prezentat în campanie, cursul a depășit 4,64 lei per euro. Mai mult, indice... Ce șanse dați acestei moțiuni să treacă, totuși? E vorba despre un demers parlamentar pe care noi îl facem așa cum este corect să-l facem în situații în care se află România astăzi, un demers care sperăm să aibă succes. Aritmetica parlamentară este complicată pentru că Partidul Național Liberal și aliații săi din opoziție au voturi mult mai puține decât ar fi necesare pentru a trece această moțiune. Însă, vreau să vă spun că avem datoria de a atrage atenția guvernului, de a atenționa cetățenii în legătură cu gravele măsuri luate de acest guvern, care vor influența în mod negativ economia românească și implicit viața cetățenilor din România. Cum trece românul de rând de iarna asta? În opinia mea, foarte greu, pentru că veniturile nu au crescut, însă prețurile cresc continui. Am stat astăzi de vorbă cu foarte mulți cetățeni și în piață și în magazine și la această manifestație și toți se plâng că nu le mai ajung pensiile, nu le mai ajung salariile, viața este din ce în ce mai grea. O pensionară din Râmnicu Vâlcea, care are o pensie de 1000 de lei, spunea că a făcut deja un împrumut de 5.000 de lei și urmează să mai facă unul. I-am spus, doamnă, nu vă supărați, dacă mai faceți încă unul, nu o să-l mai plătiți niciodată. Și spus, doamne, oricum, s-ar putea să nu mai pot ieși din iarnă, pentru că nu am bani să mai cumpăr nici mâncare, dar apoi să mai plătesc căldura, așa că oricum o să mor și o să rămână creditul neplătit. Uitați totuși pe votul PSD-șilor nemulțumiți de... Eu cred că există totuși în interiorul PSD-ului oameni care nu acceptă acest tip de guvernare. Noi mizăm și pe votul acestora. Al UDMR-ului? Există negocieri în continuare până la ora votului și cu liderii UDMR. Să vedem dacă guvernul va oferi foarte mult, atunci cu certitudine vor conta promisiunile guvernului. Și minoritățile alte decât cea maghiară? Întotdeauna minoritățile altele decât cea maghiară se abțin de la acest tip de vot, niciodată nu votează la moțiunile de cenzură. Știți cât costă un nou acum? Un nou? Destul de mult costă un nou. Am văzut ultima dată, e 35 de lei un carton. Nu, niciodată nu am mizat pe voturile slugilor. Noi mizăm pe voturile oamenilor care au capacitatea de a gândi și au libertatea de a acționa.